5 mașini de lux care aparțin fostului premier Vlad Filat au fost sechestrate de procurori. Informația a fost confirmată de Centrul Național Anticorupție, iar procurorul Adriana Bețișor a declarat că a fost inițiată procedura de punere sub sechestru și a altor bunuri care aparțin liderului PLDM. Cele 5 mașini de lux au fost aduse la Centrul Național Anticorupție. S-a decis aplicarea sechestrului de bunuri în cazul lui Filat și Șor? Păi da, cu Șor avem suficiente sechestre aplicate, deja și am vorbit anterior. Cu Filat, după cum a întrebat și doamna, suntem în proces de efectuare acestor acțiuni. Procurorul Adriana Bețișor a evitat să spună dacă va cere sechestru și pe bunurile pe care Vlad Filat le are în România. Nu anticipați, oameni buni, planul nostru de urmărire penală. O să facem, multe lucruri o să facem în ceea ce privește asigurarea prejudiciului pe acest caz. Procurorii au oferit detalii și despre perchezițiile care au avut loc acasă la Vlad Filat și la părinții săi. Aceștia au găsit documente care ar avea legătură cu fraudele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, dar și note informative referitoare la urmărirea unor persoane, inclusiv politicieni. Unele acte aveau parafa secret. Au fost depistate acte în scrisuri foarte relevante pentru această cauză penală, inclusiv cu companiile care sunt implicate în tranzacțiile suspecte de la Banca de Economii și celelalte două bănci. Am menționat despre existența unor acte prin care au fost filate mai multe persoane, inclusiv și politicieni, dar nu dau nume. Procurorii spun că în dosarul în care este învinuit Vlad Filat au fost și vor fi audiați mai mulți demnitari, inclusiv deputați. Printre cei care au trecut deja pragul procurorilor sunt șeful serviciului Vamal Tudor Balițchi și fostul premier Iurie Leancă. Domnul Balițchi este audiat ca martor. Ce va fi în viitor este în dependență de ceea ce vom administra, vom documenta și vom atesta în cadrul cauzei penale. Nu spun oamenii care au fost audiați, dar dacă m-ați întrebat, haideți, da, Leancă a fost audiat. Procurorii au mai precizat că au respectat procedura de reținere a lui Vlad Filat. El a fost escortat la CNA doar după ce Parlamentul l-a lăsat fără imunitate. După ce am obținut hotărârea dată, personal am intrat în biroul fracțiunii PLDM, i-am adus-o la cunoștință domnului Filat, după care acesta a fost reținut. Faptul care se vehiculează în mass media că domnului Filat nu i s-a prezentat hotărârea dată, nu corespunde adevărului. Oficialii europeni așteaptă ca ancheta în dosarul fraudelor de la BEM să fie realizată într-un termen scurt. Our position is clear in this regard. We wish to see investigations on banking frauds which are effective, impartial and comprehensive. The Kroll investigation is very important in this context. Those who have committed such massive fraud should be brought to justice and money needs to be recovered without delay. Vlad Filat este învinuit într-un dosar penal pentru trafic de influență și corupere pasivă. Filat ar fi extorcat de la omul de afaceri Ilan Șor 250 de milioane de euro. Potrivit procurorilor, Șor va scăpa de pedeapsă pentru că a denunțat acest caz de corupție, însă nu scapă de alte dosare în care este cercetat penal. Omul de afaceri are interdicție de a părăsi țara, fiindu-i ridicat pașaportul. Astăzi, el a fost audiat mai multe ore la Centrul Național Anticorupție în dosarul Filat. La ieșire, a refuzat să facă declarații pentru presă. Domnule Șor, spuneți-ne, vă rog, ce voi разговаривать?